mai ales că astăzi avem ca și participanți la acest webinar în mare majoritate profesori universitari, profesori de școli, de colegii, licee, cercetători, deci acei care sunt din sectorul academic și care sunt obișnuiți cu acele 15 minute de întârziere a studentului. Vom încerca să nu fim studenți foarte nedisciplinați și să începem acest eveniment doar cu 5 minute întârziere. Mă numesc Liliana Vieru, sunt reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și, în primul rând, vin să vă salut din numele directorului general al AGPI, domnului Eugeniu Rusu, care, din păcate, a fost invitat la Parlament, la Comisia Parlamentară pentru Cultură și, respectiv, a trebuit să renunțe la onoarea de a vă saluta astăzi pe dumneavoastră în cadrul acestui webinar. Webinar la care și-au anunțat participarea, sau cel puțin s-au înregistrat peste 500 de persoane. Presupunem că urmează încă să mai vedem persoane care se conectează între timp. Eu, în numele instituției pe care o reprezentăm, alături de colegii mei, vă zicem bine ați venit. Numărul mare a celor care s-au înregistrat la acest webinar denotă faptul că subiectul pe care ni l-am propus împreună cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, agenția pe care o reprezintă astăzi domnul președinte Andrei Chiciuc, este un subiect foarte relevant, actual pentru toată comunitatea din Republica Moldova, dar nu doar, pentru că avem astăzi alături de noi și foarte mulți reprezentanți ai sectorului de cercetare, ai instituțiilor de învățământ superior și preuniversitar din România. Este un subiect pe care colegii de la ANACEC l-au propus să fie dezbătut în cadrul expoziției internaționale specializate InfoInvent, având în vedere că expoziția este cea care reunește inventatori, cercetători, oameni de știință, intelectualitatea sau cei mai de bază reprezentanți ai intelectualității din spațiul românesc, în primul rând, pentru că cei mai mulți participanți ai expoziției InfoInvent sunt din Republica Moldova și din România. Eu vă voi saluta încă o dată în numele agenției și voi transmite microfonul virtual domnului președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care de fapt este prima vioară în cadrul acestui webinar dedicat plagiatului și dreptului de autor și care de fapt sunt inițiatorii acestui eveniment. Din partea noastră, urăm la toată lumea un eveniment de succes. Sperăm că această platformă care întrunește atâta lume bună și care sperăm noi, prin faptul că am venit cu cei mai buni experți pe care îi avem noi la AGPI, de fapt este doamna Rodica Popescu, care este șefa Direcției Drept de Autor, cel mai bun expert în domeniul din partea ANACEC-ului, care este domnul Cuciureanu, și respectiv un expert extraordinar pe care, datorită proiectului Uniunii Europene, Suport pentru Dialogul Structurat în Domeniul Politicilor, Coordonarea Punerii în Aplicare a Acordului de Asociere și Îmbunătățirea Procesului de Armonizare Legală, proiect finanțat de Uniunea Europeană, de care beneficiem și care ne-a permis invitarea unui expert din România, și anume Irina Lucan Arjoca. Îi salut și pe experții de astăzi și transmit microfonul domnului președinte. Domnule Ciuc, aveți microfonul. Vă rog. Onorată asistență, doamnă Vieru, bună dimineața! De la bun început vreau să exprim mulțumiri și felicitări AGPI pentru organizarea acestei manifestații importante Info Invent, odată cu ea și webinarul de astăzi. Subiectele puse în discuție, într-adevăr, sunt actuale pentru o întreagă comunitate științifică și nu numai din Republica Moldova. De aici și interesul sporit cei 553, dacă nu greșesc, de persoane care s-au înscris la acest webinar. Sper cu toții să ajungă să se logheze. Spuneam despre subiectele webinarului de astăzi.
frauda științifică, furtul intelectual, plagiatul, dreptul de autor, sunt niște termeni care deja sunt în uzanță în mediul nostru și, cum spuneam mai sus, ele sunt actuale pe întreg mapamondul, oriunde avem cercetare, apare și intenția sau dorința de plagiat. Oriunde avem dreptul de autor cumva mai puțin protejat de către stat sau instituțiile statului, imediat apar tendințe de ale acestui furt intelectual. Și subiecte care colegii noștri, atât de la agenției cât și AGP plus expertul internațional, vor încerca astăzi să-l elucideze în cazul acestui webinar. Noi privim în cadrul agenției această acțiune ca o măsură preventivă, ca o măsură, pentru că când ajunge la măsurile corective, deja sunt nemulțumiri, sunt întâlniri în instanță și când noi dorim cu ajutorul instanței, în instanță de judecată, mă refer, să soluționăm problemele care sunt doar strict din mediul științific. De aceea urez succes colegilor mei care raportori, dar și tuturor celor participanți. Sper să fie o discuție dinamică, o discuție care va aduce, dacă vreți, lumină asupra acestor subiecte menționate mai sus, de importanță pentru știința, inclusiv moldavă. Iar frauda, inclusiv cea științifică, va dispare din uzanța noastră. Vă mulțumesc, o zi bună în continuare și mult succes întregii activități derulate sub drapelul Info Invent 2021. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. În continuare, cred că timpul pe care îl avem este destul de limitat. De aceea propun să mergem direct pe subiecte, pe dezbaterile pe care ni le-am propus pentru astăzi. Suntem absolut convinși că nu vom putea elucida toate întrebările și toate discuțiile nu vor fi finalizate astăzi, dar cel puțin este o bună ocazie să începem, să discutăm, să ne clarificăm unele chestii, iar restul să le lăsăm pentru ocazii următoare, pe care sunt sigură că o vom avea cu așa parteneri cum este Ana Cecu, dar nu doar. Acum permiteți să ofer cuvântul Rodicăi Popescu. Este șeful Direcției Drept de Autor din cadrul AGP și care va fi moderatorul actualului eveniment. Rodica, ai microfonul. Mulțumesc tare mult! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumim domnului președinte Chiciuc pentru cuvintul de salut și adresările de succes. Este o plăcere deosebită să particip, dar și să moderez în același timp lucrările webinarului de astăzi cu genericul plagiatul și dreptul de autor, care, așa cum au menționat și antevorbitorii, este organizat de către AGP în parteneriat cu ANACEC și cu suportul proiectului Uniunii Europene. Vreau și eu să salut numărul impunător de participanți care și-au arătat sau și-au manifestat interesul față de problematica plagiatului, drepturilor de autor și mecanismelor de prevenire a încălcării acestora. Avem convingerea că împreună cu distinși invitați vom reuși să abordăm cele mai actuale probleme în reglementarea dreptului de autor, tendințele de dezvoltare ale sistemului, dar și mecanismele de prevenire a plagiatului în mediul academic, atât din Republica Moldova, cât și din România. Ne exprimăm încrederea că substanța prezentărilor va fi deopotrivă relevante și utile atât pentru mediul academic, studențesc, dar și pentru publicul larg care a dat curs și participă la lucrările webinarului de astăzi. Câteva lucruri pe care urmează să le respectăm cu toții, ținând cont de numărul mare de participanți, dar și formatul acesta virtual de organizare a webinarului. O să vă rugăm insistent să deconectați microfoanele decât în cazul în care doriți să luați cuvânt sau să adresați întrebări, să le porniți, astfel încât să putem desfășura și să fie și conexiunea bună și vorbitorii să se audă.
Acestea fiind spuse, nu ne rămâne decât să procedim propriu-zis la elucidarea programului propriu-zis și o să ofer cu mare plăcere cuvântul pentru o primă prezentare domnului Gheorghe Cuciureanu, șef direcției Evaluare în Cercetare și Inovare, deci Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care ne va vorbi despre fenomenul furtului intelectual în Republica Moldova. Domnul Cuciureanu, aveți microfonul, așa cum îi place domnului Vieru să menționeze, virtual, bineînțeles. Vă mulțumesc! Vreau să salut pe toți participanții la acest eveniment și, fără multe cuvinte de introducere, aș vrea să trec direct la prezentare. Sper că se vede bine prezentarea. De la început aș vrea să fac două precizări. Nu mă voi referi la toate aspectele furtului intelectual din Republica Moldova, ci doar la cel din domeniul științei, domeniul pe care îl cunosc mai bine, dar care presupun cumva reflectă starea generală din Republica Moldova. Și a doilea precizare, în cadrul ANACEC, eu coordonez nemijlocit activitățile de evaluare a dosarelor de atestare în științele juridice și prezentarea mea va fi desigur influențată de acest lucru, mai ales că în acest domeniu este mult material acest subiect. Două idei esențiale cu care vreau să pornim pentru a înțelege mai bine fenomenul. Primul este că plagiatul, care reprezintă expunerea într-o operă a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate, ori metode științifice, preluate de la alți autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la surse originale. Și în acest sens, el este atât un furt, cât și o înșelăciune, deoarece autorul fapt își face o imagine falsă în comunitate. Și a doilea idee importantă de reținut este că acceptarea plagiatului conduce la distorsionarea valorilor, descurajând competiția onestă și recompensarea morală și materială. Și ca să declanșăm discuțiile, vreau să înaintez două ipoteze. Prima este că plagiatul este un fenomen generalizat în Republica Moldova, chiar dacă el diferă după domenii științifice. În domeniile științifice unde există tradiții de cercetare mai vechi, comunitatea este mai puțin tolerantă la acest fenomen, pe când în domeniile în care, mai ales în ultimele decenii, a crescut numărul celor cu titluri științifice, comunitatea este mai tolerantă. Și aș vrea să dau un singur exemplu care nu este direct, se referă la numărul de titluri științifice acordate. În domeniul dreptului, în 1995, în Republica Moldova, existau doar 59 persoane cu titluri științifice în domeniul dreptului, din care 6 doctori habilitați, iar în următoarea perioadă, 1996-2000, au fost conferite 620 de titluri științifice, din care 33 de doctori habilitați, adică practic de 10 ori, peste 10 ori mai mult decât erau 95. Și a doilea ipoteză este că mimarea activităților, inclusiv în ceea ce ține de evaluare și de luarea deciziilor referitor la lucrări cu plagiat, este un sport național în Republica Moldova. În continuare, vreau să vă prezint și ceva material empiric pentru a putea dezbate și singur să decideți dacă se confirmă sau nu aceste ipoteze. Voi începe cu tezele de doctorat și voi prezenta din fiecare doar în fiecare exemplu pe care îl voi prezenta, va fi doar un fragment. Aici aveți o teză în care o parte din concluziile generale și recomandări sunt preluate integral din altă teză, iar majoritatea recomandărilor sunt preluate din strategii sectoriale și alte documente de politici aprobate de către guvern. Apropo, autorul este deja doctor în științe. A doilea teză deja în limba rusă, în care o bună parte din introducere, sarcine, cercetării, conținut, chiar și concluzii și recomandări la capitole și cele generale sunt preluate dintr-o teză și alte publicații din Rusia. Chiar dacă scopul declarat este perfecționarea legislației Republicii Moldova, în una din recomandări se vorbește despre subiecte ale federației. Autorul încă nu este doctor în științe. De menționat că ambii autori acestor teze sunt cadre universitare. Cred că nu e cazul să mai comentez mai departe. Ca să nu fie prea monoton, trec la un
caz diferit, un raport anual al unei autorități în domeniu, care s-a inspirat dintr-un raport anterior al altei autorități, dar și din documente de politici în domeniu. Adevărat că unele deja abrogate. Da, autorul continuă să elaboreze rapoarte și studii, iar ultimul studiu include traducerea unor fragmente din două rapoarte europene la tematica studiului. Într-o lucrare prezentată la un concurs de premii academice, sunt preluate masiv fragmente din alte surse, fără a fi indicată sursa sau, atenție, fiind indicată o altă sursă decât cea din care a fost preluată, care este potrivită după denumire. Foarte multe astfel de fragmente, precum cel din slide, sunt preluate din Wikipedia. Și mai interesant este că unul din autorii acestei lucrări au devenit laureat acestui premiu. E adevărat că ulterior și la o altă nominalizare. Revenim însă la factori de decizie și vedem preluări de text dintr-un document de politici. În altă țară, într-un document de politici, într-un proiect de document de politici de la noi. Aici problema nu este atât că a fost preluat, pentru că în domeniul juridic uneori este mai bine să preluăm niște modele care deja s-au dovedit eficiența. Problema este că a fost preluat necritic. Vă dau un singur exemplu. În documentul din care a fost preluat se vorbea despre conectarea la niște priorități sau un program european care urmea să fie lansat. În documentul nostru a fost preluat peste 7-8 ani, programul respectiv european deja se finaliza, deci era mai complicat să ne conectăm la acele priorități. Să nu ignorăm nici pe studenți. Un exemplu de lucrare la concursul burselor de merit al studenților doctoranți. Am prezentat în acest slide doar rezumatul articolului, care este identic 100% cu informația de pagina oficială a Uniunii Europene. Însă această publicație are 35 de pagini și nicio citare a vreunei surse bibliografice, tot textul fiind preluat din documentele oficiale ale UE. Greu de comentat cum o revistă științifică care a acceptat așa ceva în condițiile în care, conform cerințelor regulamentare, acest text trebuia să fie recenzat de către doi recenzenți evaluatori după sistemul dublu anonim. Da, autorul încă nu este deținător al acestei burse. Ca să continuăm cu articole în reviste, vedeți aici alte trei exemple. În primul caz, majoritatea articolului reprezintă traducerea a două articole în engleză publicate peste hotare. Aici vedeți doar rezumatul preluat din unul din aceste articole. În al doilea caz, este o traducere dintr-o singură sursă absolut a tuturor elementelor articolului, rezumat, introducere, metodologie și așa mai departe. Chiar și figurile sunt preluate, unele netraduse din engleză. Apropo, autorul acestuia a fost desemnat după publicarea acestui articol în calitate de coordonator a două teze de doctorat. În al treilea caz, articolul reprezintă în principal combinarea textului din trei surse, iar concluziile care depășesc o pagină sunt preluate din una din aceste surse, dintr-un studiu a unui ONG local. Un exemplu dintr-un rezultat din cadrul unui proiect european pentru învățământul superior este vorba despre un livrabil privind evaluarea cercetării universitare. Este integral preluat dintr-un studiu elaborat de către o instituție de cercetare de la noi. Diferă doar denumirea. Este interesant că în acest proiect a fost planificat un alt livrabil, dar bănuiesc că autorii n-au găsit un studiu mai apropiat și atunci au schimbat și denumirea livrabilului care trebuia să-l prezinte. Două aspecte sunt extraordinare în acest caz. Primul, ei au preluat din documentul din care au plagiat și prevederea că trebuie să fie respectat principiul integrității și onestității. Vedeți subliniat cu roșu. Și al doilea, în următorul proiect câștigat de această echipă, cu același coordonator și în același program, unul din rezultatele așteptate este, citez, instrument de monitorizare a plagiatului implementat.
Un alt caz interesant este publicarea acelui așa articol în toate revistele din drept a unui articol deja publicat, inclusiv de către revista în care a fost publicat inițial. Aproape toate aceste reviste sunt considerate științifice și în continuare. Aici vedeți un rezumat al unui proiect care a câștigat în concursul național de proiecte pentru o perioadă de 4 ani, publicat pe pagina autorității care au organizat concursul. Textul rezumatului este preluat și tradus dintr-un proiect european. Chiar și denumirea proiectelor este asemănătoare. Nu mai spun ce ar fi dacă să comparăm tot proiectul, rezultatele și publicațiile lui. El a devenit câștigător și continuă să fie finanțat, chiar dacă în cazul acestei competiții, multe propuneri de proiecte ale cercetătorilor cu recunoaștere internațională au fost respinse. Ceea ce v-am prezentat până acum este în principal plagiat direct. Dacă să vă indic o clasificare, ele sunt diferite. Iată o clasificare a tipului de plagiat. El s-ar încadra mai mult în tipul 1 și tipul 2, clonă și copiere, adică cel mai care necesită cel mai puțin efort, dar sunt și alte tipuri care presupun parafrazarea, includerea fragmentelor originale cu cele plagiate și multe alte tipuri. Din celelalte tipuri, doar două exemple. E vorba de reciclare sau autoplagiat, deci pentru obținerea titlului științific și științifico-didactic. Într-un caz, astea sunt cele mai recente întâlnite de mine, într-un caz, un articol publicat la o conferință la noi a fost tradus și publicat într-o revistă de peste hotare în engleză, în alt caz, din monografia proprie, a fost luat un fragment și publicat ca articol, în ambele cazuri era necesar pentru a întruni numărul necesar de publicații. Și într-a treilea caz, pentru obținerea premiilor academice, la fel se întâmplă uneori acest lucru, pentru că, spre exemplu, Academia de Științe, premiile se dau pentru ultimii 2 ani. Și atunci, ca să fie în ultimii 2 ani mai multe publicații, se reeditează unele articole mai vechi. Acest lucru se întâmplă inclusiv din cauză că evaluarea deseori se face doar după criterii cantitative, fără a fi o evaluare calitativă. Și atunci există goana asta după cât mai multe publicații. Și alt exemplu, aici e vorba de combinarea a două tipuri de plagiat. Unul este eroarea, adică el nu citează corect, dă numai la sfârșitul alineatului sursa și nu îți dai seama dacă tot alineatul respectiv e preluat din altă parte din sursa respectivă sau numai unul. Și a doilea, că aproape 90% din acest studiu este de acest tip, adică este indicat la sfârșitul alineatului. Din ceea ce am comparat, se vede că e preluat din întreg alineatul, e preluat din sursa respectivă, inclusiv niște detalii care nu au atribuții la teza respectivă. Și, într-adevăr, asta arată lipsa de originalitate. Dacă ne uităm doar un singur exemplu la rezultatele obținute, este ușor să-i dăm seama. Unul din rezultatele obținute este format în felul următor. Prezentarea legăturii geografice dintre Republica Moldova și zona balcanică. Asta e rezultatul științific. Am prezentat toate aceste exemple nu pentru că mi-ar face mare plăcere, nu mi-am făcut un scop în a demasca plagiatorii. Încerc doar să arăt cât de profund și grav este fenomenul și cât de mult ne afectează pe fiecare. Din păcate, aceste cazuri sunt deseori justificate de către cei care le-au comis sau de către colegi. Am prezentat, cred că acum vreo 9 ani, la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, unde lucram, aceste exemple. Din păcate, nu s-a schimbat foarte mult, de aceea ele sunt valabile și acum. Prima justificare ar fi că nu există temei juridic pentru a stabili și pedepsi plagiatul și se face referință de obicei la legea privind dreptul de autor, care și drepturile conexe, care prevede posibilitatea preluării a unui fragment din alte surse. Însă, nu se indică până la capăt că în această lege este indicat că trebuie să fie indicată sursa și numele autorului și folosirea citatelor în conformitate cu practica pertinentă și în măsura impusă de un scop specific. La fel, se confundă plagiatul cu
încălcarea drepturilor de autor, chiar dacă plagiatul de obicei sau deseori include și dreptul, problema încălcării drepturilor de autor, acestea nu sunt identice. Totuși, pentru că, spre exemplu, poate fi o teză scrisă la comandă de cineva și transmisă altuia pentru a o susține, în cazul ăsta dreptul de autor nu se încalcă pentru că i-a fost transmis dreptul celuilalt, însă în cazul acesta avem de-a face cu o fraudă științifică, pentru că autorul n-a scris el această lucrare și pretinde că a făcut-o. Desigur că este nevoie de perfecționarea cadrului normativ, inclusiv de aprobarea unei legi privind abaterea de abuzuri de conduită și modul de sancționare, precum spre exemplu este în România. Noi propunem de fiecare dată când se cer, când avem posibilitatea, chiar și în programul de acțiune a guvernului, acum încă nu e aprobat, n-am auzit, noi am propus această măsură. Deocamdată ne conducem de un cod etic și deontologie profesională aprobată la nivelul ANACEC. Alte câteva justificări, că câteva pagini din lucrare analizată asemănare cu textul din alte surse nu poate fi considerat plagiat. Nu rezistă critici pentru că, indiferent de volum, este plagiat, contează doar pentru stabilirea sancțiunii, dacă este mai mult sau mai puțin. Dacă sursele indicate sunt în bibliografie, la fel se pretinde că nu e plagiat, ceea ce e la fel nu este adevărat, deoarece dacă într-o lucrare nu citem, se subînțelege că restul aparțin autorului. La fel, dacă textele diferite se justifică că n-ar fi plagiat, deși, după cum am indicat acolo tipuri de plagiat, el poate fi parafrazat, poate fi diferite tehnici utilizate, mai ales că plagiatul include nu doar preluarea de texte, ci și de idei. La fel, se spune uneori că există citări, deci nu poate fi plagiat, chiar și în această situație poate să fie plagiat, deoarece se indică o altă sursă, se indică la referință doar la unele fragmente preluate și se omit la altele, sau chiar este, majoritatea este plagiat și nu există originalitate. Nu putem să negăm că într-adevăr s-au întreprins măsuri în Republica Moldova în ultimii ani pentru care teoretic pot ajuta la diminuarea plagiatului, pentru că la eradicarea totală sigur că nu se poate spus. Dintre acestea am indicat trei. Practic toate instituțiile deja au coduri de etică și de deontologie profesională. În fiecare școală doctorală se predau cursuri de etică cercetării, de autorat științific, de metodologia a cercetării. Dar vedeți aici un fragment dintr-o cerere de chemare în judecată și dintr-un regulament de etică a instituției reclamantului. Într-un caz, în cerere se spune că deoarece lucrarea respectivă este la bibliografie, nu poate fi considerat plagiat. În regulamentul care teoretic trebuia să fie cunoscut de către reclamant, se spune totul invers. Deci înseamnă că există anumite probleme și cu transmiterea acestor cunoștințe către studenții doctoranți. Și în sfârșit este introdusă obligativitatea raportului de similitudini, care considerăm că este un instrument important pentru lupta contra plagiatului, care ne dă, de fapt, comparând textul lucrării cu textele disponibile în internet, softul respectiv ne dă ce procent de similitudini și multe alte date despre similitudinile între textele comparate. Dar trebuie să fie clar câteva lucruri. Acest raport nu este un panaceu și că noi gata, ne-am luat grijă de a evalua lucrarea. Este doar un instrument în sprijinul evaluării și el poate diminua doar plagiatul direct. Aici am inclus câteva slide-uri. Tot anul trecut am făcut o prezentare cu raportul de similitudini. Le-am inclus aici deoarece încă nu sunt conștientizate, încă nu sunt cunoscute cum ar trebui Republica Moldova, dar nu mă voi opri foarte detaliat, doar voi răspunde la întrebările puse aici. Un grad ridicat de similitudini nu ne indică încă prezența plagiatului, pentru că similitudini nu e egal cu plagiat, există situații când similitudinea nu e plagiat și vedeți aici câteva cazuri, în special atunci când este citat.
Pe de altă parte, un grad scăzut de similitudini nu ne indică încă lipsa plagiatului, deoarece poate fi, softurile au limite, spre exemplu, poate fi dintr-o carte tipărită. Răspunsul dacă, la întrebarea dacă există un prag de plagiat acceptabil este univoc, nu? Până a comenta ceea ce vedeți în slide, vreau să vă spun un lucru care poate este mai puțin așteptat, dar plagiatul este caracteristic tuturor persoanelor, adică toată lumea a plagiat mai devreme sau mai târziu, ca să știți cu un autor dintr-o carte citită. Într-adevăr, noi nu putem să fim absolut originali, ne influențează tot ce am citit. De aceea, contează câteva lucruri, pentru că el e diferit. Se exprimă diferit la diferite persoane. De aceea, pornind de această idee, contează următoarele. 1. Nu putem pune pe cântar toate tipurile de plagiat. 2. Atribuirea la frauda științifică depinde de o serie de caracteristici. Și 3. Sancționarea trebuie să fie proporțională gravității fraudei comise și nu trebuie să existe exagerări. Spre exemplu, nu putem retrage titlul științific pentru câteva fraze plagiate. În același timp, nu putem să nu-l retragem dacă toate concluziile și recomandările sunt plagiate. Până la urmă, severitatea sancționării trebuie să fie proporțională, cum am spus, depinde de intenție, de volum, de elementele preluate. Mai grav este când sunt elementele care trebuie, conform cerințelor, să fie originale, de localizare în lucrare. La fel, dacă preluăm introducerea, concluziile, este mai grav, istoricul autorului, adică dacă el mai a comis și anterior, sancțiunea este mai mare și contextul. Dacă pentru acest plagiat el este recunoscut, primește anumite recompense, atunci este mai grav. În continuare vreau să vă dau două vești. Una este bună și una mai puțin bună. Cea bună este că nu este un fenomen național. În toate țările se plagiază. Nu suntem excepții, deci putem prelua inclusiv instrumente care să diminueze fenomenul. A doua, mai puțin bună, este legată de amploarea fenomenului și mai ales de reacția comunității la aceasta, care la noi este mult mai anemică, să zicem așa. Aveți exemplu câteva cazuri celebre, probabil că mulți le-ați auzit, de retragerea titlului științific din diferite țări, în Germania, vicepreședintele Parlamentului European sau ministrul apărării, care era probabil cel mai de perspectivă politician din Germania și căruia se și vedea, sau oamenii îl vedeau deja viitorul cancelar, în Ungaria președintele țării și în România prim-ministru. Și aici sunt, vedeți și în imagine, copia ordinilor Ministerului Educației și Cercetării din România de retragere a titlului. Vedeți că la fel, în fiecare an, sunt un număr de retrageri ale titlului deja conferite. Chiar și în Rusia, de unde, să zicem așa, sunt legate niște cauze a fenomenului plagiatului în Republica Moldova, există o mișcare importantă antiplagiat. Este vorba despre o comunitate de voluntari Discernet, care în perioada 2013-2020 au identificat peste 10.000 de teze și peste 20.000 de articole cu plagiat. Și vedeți niște imagini foarte drăguțe aici. Prima sus este Parlamentul, Duma de Stat a Federației Ruse. Într-a doua este o regiune din Federația Rusă, Caucazul din Nord, în care sunt indicate universitățile, cu cifre este indicat tezele plagiate. În partea de sus, acolo, în fotoliile deputaților, la fel este indicată cu roșu tezele, cei care dețin titlul din deputați, tezele plagiate, și de fiecare dată, dacă apăsăm aici, noi vedem exact teza, ce s-a plagiat, de unde s-a plagiat și alte detalii. Nu am găsit date în baza acestor demersuri ale comunității câte titluri au fost retrase, dar există. Am găsit doar că în ultimele săptămâni
au fost retrase 28 de titluri științifice în baza demersului acestei comunități. Da, este un instrument foarte, foarte util și, de fapt, recomand tuturor cunoscătorilor de limba rusă să-l utilizeze, că sunt lucruri cum putem preîntâmpina, plagiatul și multe altele. După cum am spus, din păcate, reacția celor trei factori pe care sunt și care pot contribui la diminuarea plagiatului este mai puțin activă. Este vorba despre comunitatea științifică, evaluatorii, recenzenții și factorii de decizie. M-am gândit eu de ce se întâmplă așa și am întrebat și colegii. Și aici am fixat niște răspunsuri pe cele mai dese. În cazul comunității științifice, acestea ar fi cauzele toleranței la fenomen ar fi tradiția, copiatul este încă de pe băncile școlii, perceperea, nu este conștiințat plagiatul ca un furt, cumătrismul, valabil pentru toate, pentru toți trei factorii, pentru toți trei actori acestui proces, nesancționarea, comiterea plagiatul nu îți preadăunează carierii și recunoașterii, pentru că, spre exemplu, în ultimii 10 ani eu nu cunosc să fi luat o decizie referitor la respingerea unui premiu, un proiect, titlu, cu motivul declarat plagiat. Comoditate, sigur, nimeni nu vrea să-și facă dușmani, mai ales în condițiile când integritatea nu este stimulată. Avantaje, narcisism, aici vreau să aduc o citat din fostul ministru al Educației și Cercetării din România, Miclea, care spunea, cu referință la mediul universitar, că coeficientul de narcisism bate de departe coeficientul de inteligență. Și ca o concluzie, nu există masă critică de persoane care să nu accepte plagiatul și sunt gata să contribuie la diminuarea lui. În cazul experților, concluzia este că evitarea asumării responsabilității este determinată de următoarele. Eu ție, tu mie. Adică dimensiunea e mică și fiecare până la urmă se evaluează reciproc publicațiile, proiectele, tezele și mai departe. Marginalizarea experților principali, cei care de fapt evaluează pe bune, deseori sunt marginalizați, lucrările, evaluările lor respinse, ei sunt presați și până la urmă se dezamăgesc că nu mai poate schimba nimic și renunță la evaluări. Profesionalism insuficient, pregătirea profesională a unor persoane antrenate în expertiză nu facilitează depistarea plagiatului. Confundarea, am mai spus că se confundă dreptul de autor și plagiatul sau și alte. Membrii ai fabricilor de teze, în cazul aceste persoane se încadrează în evaluare doar pentru a promova interesele de grup, eventual le-a pune piedici concurenților, raport cost-efort defavorabil, deci analiza, spre exemplu, a unei teze poate să dureze câteva zile, iar plata este de 200-400 de lei. Trebuie să susținem știința. Mai există și așa explicații din partea experților. Oamenii nu vin în știință, de aceea trebuie să susținem măcar pe cei care vin. Și concluzia este că pentru majoritatea experților, că dacă vrei să rămâi curat și bun cu lumea, evită evaluarea. În sfârșit, factorii de decizie, la fel, au dezinteres de a lupta cu fenomenul din considerentele sintetizat, cutia Pandorei. Deci foarte multe persoane sunt implicate în acest fenomen și dacă declanșează lupta, poate duce la destabilizarea sistemului. La fel, de obicei conducerea este reflectarea societății, o stat și democrație în sensul că sau sunt numiți, sau sunt aleși, dacă trezesc nemulțumiri, data viitoare sau vor avea consecințe. Și mediatizarea slabă, deci nu este suficient mediatizat problema plagiatului și nu se pune presiune pe factorii de decizii. În concluzie, este mai convenabil să accepți plagiatul decât să lupți cu el. Deci, dacă am urmat un calapod al prezentării, ar trebui să vă prezint acum câteva soluții și să chem să ne unim sub lozinca Moldova fără plagiat. Nu voi face, mai ales că avem puțin timp. Vreau să spun că, într-adevăr, Partea Internațională arată că cel mai durabil este să preîntâmpini plagiatul, pentru că problema nu este de a prinde pe toți cei care copiază, ci de a scoate copiatul și plagiatul din cultura formării intelectuale. Am notat câteva soluții la suprafață care sunt. Nu-i vă da citire, pentru că toate acestea se pot întâmpla în două situații. Este necesară conștientizarea fenomenului și voința de a schimba aceste lucruri. De aceea mai degrabă prefer foarte repede să trec la ultimul slide.
cu trei citeri, care sper ce să se ne pună pe gânduri. Prima aparține unui cercetător și în care se spune că creșterea cheltuielilor publice pentru cercetare și dezvoltare ar fi inutilă dacă nu curățăm sistemul. În condițiile actuale, a cheltui mult pe cercetare înseamnă bani aruncați pe fereastră. Al doilea citare. Există lucruri pe lume cu care nu se poate glumi, cu granițele unei țări, de pildă. Este război. Nici cu granițele spiritului nu se poate glumi, pentru că atunci se amestecă prostia cu inteligența, cinstea cu hoția, meritul cu potlogăria. Ajungem să fim conduși de șmecheri, de hoți și de impostori. Exact asta ni s-a întâmplat, spune o jurnalistă din România specializată în combaterea plagiatului. Și în sfârșit, citatul unui scriitor din România, nu-l voi ști tot, dar el spune că vom avea această situație atât timp cât nu ne vom schimba mentalitatea, deci vom avea ceea ce merităm, nu doar doctori, profesori, funcționari, militari, polițiști și spărgători de semințe de la colțul blocului pe care îi merităm, dar și corupția pe care o merităm. Iar o primă măsură la îndemâna tuturor ar fi să prelucrăm tiparele imaginative care s-au format în spațiul mental al acestui popor în ultimii decenii. Încetând a mai considera hârtiile lucioase cu numele noastre caligrafic înscrise pe ele drept o eflorescență a spiritului. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am depășit timpul. Și noi vă mulțumim, domnul Cucianu, pentru prezentarea interesantă și cu multe speții aduse în lumina participanților. La un nivel vedem că fenomenul și amploarea fenomenului plagiatului deci atinge nu doar studenții, elevii și, cum ați spus dumneavoastră, cu toții plagiem, da? Deci, într-adevăr, aveți dreptate când spuneți că practic fenomenul acesta de copy-past este la actualitate și la ordinea zilei, dar totuși sunt deci, momente de inspirație, cum ați menționat și dumneavoastră, iată preluarea anumitor teze din documentele de politici, da? din citate, da? Care deci, sunt utilizări permise de către sistemul dreptului de autor, da? Sunt limitele și excepțiile de la drepturile de autor, dar despre asta vorbim în cele ce urmează. Care și mai este și momentul de inspirație, da? Și atunci este gradul acesta de inspirație și limita, unde este limita acestei inspirații și cât putem prelua și, cum bine ați menționat dumneavoastră, putem prelua, dar trebuie să facem mențiune cu privire la sursa, la autor. Iar o să mă raliez și eu părerii dumneavoastră, conform căreia plagiatul și încălcarea drepturilor de autor, bineînțeles că ele se suprapun, dar ele nu sunt concepte echivalente. De aceea noi și avem, iată în cele ce urmează o să discutăm împreună cu participanții despre formele răspundere și una din formele de încălcare a dreptului de autor este tocmai însușirea paternității operei, care s-ar părea că se încadrează în definițiile date de către mediul academic acestei forme de furt academic și anume a plagiatului, care nu este altceva decât o însușire a paternității operei, dar despre caracteristicile acestui drept moral atribuit autorului unei opere vom vorbi în continuare. Ținând cont de faptul că la moment avem 168 de participanți înscriși la webinar, propun ca întrebările care vi le-ați formulat să le dezbatem în sesiunea întrebări-răspunsuri, atunci când vor fi conectate microfoanele tuturor participanților, da? Deocamdată în chat la fel aveți posibilitatea să formulați întrebările și vom încerca împreună cu colegii să răspundem la toate aceste întrebări. Vă mulțumim încă o dată, domnul Cucureanu. În continuare voi veni eu cu o prezentare. Cu
prezentarea dreptul de autor în comunitatea științifică din Republica Moldova. Deci vom vorbi despre, despre sistemul de protecție acordat creatorilor de opere științifice și nu doar, în general, tuturor operelor care pot fi protejate prin sistemul dreptului de autor. Vom vorbi despre conținutul acestor drepturi, vom vorbi despre termenele de protecție, vom vorbi despre limitele și excepțiile utilizărilor admise de către legislație, da, inclusiv în utilizarea citatelor, prezentărilor, studiilor în scopuri științifice și așa mai departe. Într-un interviu recent al Academiei de Științe a Moldovei, care a fost dedicat Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care se marchează tradițional la 10 noiembrie, se menționa că știința reprezintă oportunitatea pentru îmbunătățirea interconectărilor dintre știință și societate în vederea rezolvării unor probleme globale, așa cum este și actuala pandemie. Ce vreau să menționez este faptul că protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă o componentă vitală a activităților științifice, inovatoare, culturale, care contribuie, pe de o parte, la garantarea acelor beneficii corecte pentru cei care creează și inovează, dar și la protecția investițiilor acestora în ulterioarele cercetări și în idei noi pe care le pot genera și, pe de altă parte, asigură accesul publicului larg la aceste rezultate care, în fond, contribuie la dezvoltarea și la progresul umanității per ansamblu. Libertatea creației artistice, științifice este garantată de Constituția Republicii Moldova, care deci asigură dreptul cetățenilor la proprietate intelectuală și le apără ca atare prin mecanisme deja detaliate în legile speciale. Creația literară, artistică, științifică, care de fapt și formează obiectul dreptului de autor, ca parte componentă a sistemului de proprietate intelectuală, așa cum ziceam, este o componentă importantă în progresul sociocultural și bunăstarea unei țări, iar protecția acestei proprietăți este o condiție sine qua non a inovării și fără o protecție a invențiilor, a creațiilor, a operilor științifice, deci artistice, nu există nicio motivare pentru autor, pentru titular, pentru creator de a investi în acestea. La ora actuală, Republica Moldova, prin intermediul Oficiului de Proprietate Intelectuală AGPI, asigură în virtutea legii protecția juridică pentru toate obiectele de proprietate intelectuală, inclusiv pentru obiectele dreptului de autor și a drepturilor conexe. Doar că aici trebuie să precizăm că dacă în cazul obiectelor proprietății industriale, cum sunt invențiile, mărcile, designul industrial, deci drepturile de proprietate intelectuală, deci apar și sunt strâns legate de momentul acesta de înregistrare a obiectelor respective. Atunci, în cazul obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe, drepturile de proprietate exclusive apar din însăși momentul creierii operei și sunt protejate ca atare. Totuși, ce protejează dreptul de autor? Așa cum ziceam, acesta protejează toate creațiile intelectuale originale în domeniul literaturii, artei și științei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și forma de exprimare, de valoarea și de importanța acestor opere. Deci, cercul de opere asupra cărora se răsfrânge protecția dreptului de autor este foarte variat, acesta fiind diferite în funcție de criterii diverse, cum ar fi forma de exprimare, mijloacele de reproducere, gradul de dependență față de alte opere, care, evident, fiecare influențează cumva regimul juridic al acestora. Din această perspectivă,
Evidențierea diferitor categorii de operă prezintă interes atât din perspectivă teoretică cât și practică. Iar această enumerare care o vedeți la slide, care de fapt este o enumerare dată și de legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, are drept scop o prezentare într-o manieră ordonată, să zicem așa, celor mai des întâlnite tipuri de operă. Și dacă tot vorbim de opera științifică, haideți să vedem ce reprezintă opera științifică. Acesta este un rezultat al creației intelectuale, al cărei conținut constă în elaborarea, sistematizarea cunoștințelor obiective despre realitatea înconjurătoare, care își găsește expresia în diferite forme, monografii, teze de doctorat, studii, cursuri universitare, care pot fi elaborate și pot atinge o serie de domenii ale activității creative, științifice, inclusiv știința, literatura, artelor și așa mai departe. Important aici este să punctăm faptul că operele științifice trebuie deosebite de rezultatele sau distinse de rezultatele propriu-zis științifice, care se obțin printr-un asemenea efort științific și printr-o asemenea cercetare. Ori legea vorbește foarte clar că protecția dreptului de autor se răsfrânge asupra formei de exprimare a rezultatului științific și nu asupra rezultatului ca atare. Definiție găsită în literatura de specialitate este că opera științifică se adresează inteligenței și are scopul de a transmite informații într-o formă cât mai inteligibilă. Protecția prin sistemul dreptului de autor sau prin legea, mai bine zis, specială a dreptului de autor și drepturilor conexe, deci se extinde asupra tuturor operelor care sunt exprimate într-o formă obiectivă din domeniul literar, artistic și științific, indiferent de faptul dacă acestea au fost sau nu aduse la cunoștința publicului, iar autorul beneficiază de protecția dreptului de autor prin însăși faptul de crearea ei. Iar pentru apariția dreptului de autor nu este necesară înregistrarea operii și nici respectarea oricăror altor formalități din partea autorului, fie a titularului de drepturi. Și dacă în actuala lege a dreptului de autor nu o să găsim expres reglementat acest criteriu al originalității, acesta cumva poate fi dedus din aplicarea cumulului de norme existente, ce ține de definiția autorului, da, persoana prin munca creatoare care a fost creată opera, atunci iată că în proiectul noii legi a dreptului de autor, care se află la etapa de consultări și avizare, acest criteriu își va găsi expres reglementarea, fiind definit ca fiind un criteriu necesar pentru stabilirea caracterului de operă protejabilă, care ia în considerare forma de exprimare a operei din care trebuie să reiasă activitatea de creație intelectuală, însușirile spirituale, talentul, personalitatea autorului care s-a exprimat prin efectuarea unor alegeri libere și creative. Formele de exprimare a operelor științifice sunt diferite, nu o să le dau citire, scrisă orală, imprimare, imagine tridimensională, precum și oricare alte forme. În continuare, aș vrea să ne oprim puțin la operele derivate și integrante, care se protejează prin sistemul dreptului de autor, cu condiția că nu prejudicează drepturile autorului operei originale. Deci, traducerile, adaptările, adnotările, orice alte transformări ale operelor literare, artistice sau științifice pot fi protejate cu condiția de a nu prejudicia drepturile autorului operei originale.
La fel, se protejează și prin sistemul dreptului de autor, culegerile de opere științifice, literare, artistice, cum ar fi enciclopediile, antologiile, compilațiile, indiferent de faptul dacă sunt sau nu protejate separat. Un moment foarte important pe care vreau să-l punctez este faptul că protecția dreptului de autor se extinde asupra formei de exprimare, dar nu se extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor științifice, procedeilor, metodelor de funcționare, conceptelor matematice ca atare și nici asupra invențiilor cuprinse într-o operă, oricare ar fi modul de preluare a acestora. La fel, nu se extinde asupra actelor normative, altor acte cu caracter administrativ, politic, judiciar, cum sunt legile, hotărârile judecătorești, hotărârile guvern și nici asupra traducerilor oficiale ale acestora. La fel, nu se extinde asupra simbolurilor de stat și a semnelor oficiale ale statului, cum sunt drapelele, stemele, decorațiile, semnele bănești. Nu se extinde asupra expresiilor folclorice, noutăților, zilelor și a diverselor fapte care reprezintă o simplă informație. Haideți să vedem totuși cine este autor și cu referire la prezumția paternității. Legea ne oferă câteva explicațiuni în sensul dat. Deci, în primul rând, autorul operei științifice este persoana fizică prin a care activitatea creatoare a fost creată opera. La fel, se consideră a fi autor în absența unei probe contrare, deci persoana fizică sub al cărei nume pentru prima dată este publicată opera. Deci, în cazul în care opera a fost publicată anonim sau sub pseudonim, deci care nu permit identificarea autorului, editura al cărei nume este indicat pe operă se consideră, în absența la fel a unei probe contrare, reprezentant al autorului care poate să exercite în numele autorului drepturile acestora. Aș dori aici să ne oprim la câteva aspecte ce țin de calitatea de autor al operei în cazul operelor comune, în cazul operelor derivate, operelor create în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dar și drepturile conferite subiecților secundari, cum sunt succesorii, angajatorul, deci și alți subiecți. În primul rând, despre opera comună sau așa numită operă creată în copaternitate, care este specifică mediului academic atunci când mai mulți cercetători își conjugă eforturile astfel încât să creeze o operă comună. Deci, dreptul de autor aparține, potrivit legii, coautorilor în comun, iar remunerația de autor deci se repartizează proporțional contribuției fiecărui dintre coautori, iar în cazul imposibilității identificării contribuției, legea spune că această remunerație se împarte în cote egale. Caracteristic operelor comune este faptul că fiecare autor își menține dreptul de autor asupra părții create de acesta din urmă, iar relațiile între coautori de obicei se stabilesc prin încheierea unui contract. Cu privire la operele științifice colective, cum ar fi enciclopediile, dicționarele, alte culegeri similare, ziarele, revistele, alte publicații periodice, acestea din urmă creează un bun indivizibil sau poate fi format și din părți. În cazul dat, drepturile patrimoniale aparțin persoanei fizice, persoanei juridice, la inițiativa din contul și sub conducerea căreia este creată și publicată opera. Deci, în cazul respectiv, autorii operelor incluse își mențin drepturile asupra operelor proprii și pot dispune de ele independent de opera colectivă în care acestea sunt incluse.
Ce ține de operele create în exercitarea atribuțiilor de serviciu, regula instituită de legea dreptului de autor este că drepturile morale aparțin autorului, cu excepția dreptului la divulgare. Ce ține de drepturile patrimoniale, acestea aparțin angajatorului, în lipsa unor prevederi sau clauze contractuale contrare. La fel, cuantumul remunerației de autor pentru fiecare mod de valorificare a operei de serviciu se stabilește în contractul încheiat între angajator și autor. Ce ține de valorificarea operei respective, legea impune condiția indicării numelui autorului la orice mod de valorificare acestora, evident dacă acest lucru este posibil de realizat. Spuneam că înregistrarea dreptului de autor sau pentru apariția dreptului de autor nu este necesară înregistrarea sau respectarea oricăror altor formalități. Totodată, legea permite autorului, titularului dreptului de autor, în interiorul termenului de protecție acestora să înregistreze aceste opere la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Deci solicitantul este cel care poartă răspundere pentru declarațiile și actele, opera, materialele anexate pe care le prezintă în fața oficiului, iar în caz de litigiu, instanța poate recunoaște înregistrarea de prezumția paternității în cazul în care nu se va dovedi contrariu. Procedura propriu-zisă de înregistrare este foarte simplă, este descrisă atât în legea 139/2010, cât și în hotărârea de guvern 89/2012 privind înregistrarea obiectului dreptului de autor. Taxele sunt reglementate de hotărârea de guvern 774. Deci procedura și exercitarea acestui drept a solicitantului de a înregistra obiectul dreptului de autor și a dreptului conexe se declanșează prin depunerea unei cereri și anexarea la aceasta a materialelor aferente. În termen de 30 de zile, AGP înscrie datele cu privire la înregistrare în registrul de stat și eliberează solicitantului un certificat de înregistrare. Ulterior, cererea, cât și materialele, opera propriu-zisă și materiale identificatoare se păstrează în arhiva AGP pe întreaga perioadă de protecție a drepturilor patrimoniale și conexie. Pe site-ul www.agp.gov.md la rubrica formulare o să găsiți formularul cererii de înregistrare. La fel, aș vrea aici să menționez faptul că avem o serie de categorii de solicitanți care sunt scutiți de plata taxei de stat și în special elevii, studenții de la secția zi, masteranzii, doctoranzii, persoanele cu dizabilități, pensionarii care nu sunt încadrați în câmpul muncii. Taxele de înregistrare sunt destul de simbolice comparativ cu celelalte obiecte ale proprietății intelectuale. Și un slide cu câteva date statistice în care am dorit să vă prezint dinamica depunerii cererilor și eliberărilor certificatelor de drept de autor. Vedeți că pe parcursul anului 2020 au fost depuse 266 de cereri, fiind eliberate 256 de certificate pentru diferite categorii de obiecte, iar în topul înregistrărilor se regăsesc operele literare și operele științifice, care în cumul reprezintă de fapt cam 60% din toate certificatele de înregistrare. De asemenea, aici aș vrea să punctez că din numărul total de cereri, deci practic 33% provin de la solicitanți care beneficiază de scutiri la achitarea taxelor. Aici am încercat la slide să prezint atenției dumneavoastră un top 5 al titularilor de opere științifice înregistrate la oficiu pe parcursul anilor 2019-2021.
Este vorba de Universitatea de Stat Medicină și Farmaceutică Sistemițeanu, urmat de Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Mamei și a Copilului, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat din Moldova. În continuare, aș vrea să ne oprim puțin la conținutul dreptului de autor, care de fapt și creează esența sau cumva oferă acele prerogative, da, autorului, titularului dreptului exclusiv. Și aici avem categoria de drepturi morale, cum sunt dreptul la paternitate, la nume, respectarea integrității, divulgarea operii, retractarea operii. Și avem cea de-a doua categorie, drepturile patrimoniale sau cum le spunem noi, cum le numim noi, drepturile economice, drepturile de a efectua, permite interzicere, valorificarea operilor. Dacă în cazul drepturilor morale avem anumite particularități ale acestor drepturi, ele sunt deci strâns legate de persoana autorului și sunt ca atare atribuite exclusiv persoanelor fizice, au un caracter inalienabil, deci autorul nu poate sub nicio formă renunța la deci aceste drepturi, caracter insesizabil, imprescriptibil, ori drepturile morale ale autorului pot fi exercitate atâta timp cât opera rămâne în memoria oamenilor și aceasta se bucură de succes și este utilizată. Caracterul perpetu, ori drepturile morale se protejează nelimitat în timp, și acel caracter preeminent, reglementarea și plasarea înaintea drepturilor patrimoniale. Dreptul la paternitatea operii, care consider eu este strâns legat de problematica abordată în webinarul de astăzi, și anume plagiatul, de fapt înseamnă dreptul de a fi recunoscut în calitate de autor al operii și de a pretinde ca atare calitatea aceasta de autor prin indicarea numelui pe toate exemplarele operilor, prin referință la numele autorului în eventualitatea în care cineva face trimitere la lucrarea respectivă. Exercitarea acestui drept de paternitate se transmite mortis causa moștenitorilor potrivit dreptului comun. Așa cum spuneam, acesta se protejează pe o durată nelimitată. Următorul drept moral, dreptul la nume, de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștință, sub numele adevărat, sub pseudonim sau își va păstra anonimatul. Integritatea operei reprezintă dreptul autorului de a se opune oricărei denaturări, modificări sau alte atingeri aduse operei care prejudicează onoarea, reputația autorului, altfel spus, dreptul de a pretinde la respectarea integrității operei sale. Dreptul la divulgarea operei este un alt drept moral de care dispune autorul și acesta reprezintă dreptul de a decide în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică. Zicem noi în cercul profesioniștilor, de fapt, divulgarea precede și comandă oarecum exercițiul ulterior a drepturilor patrimoniale de autor și conexie. Și un ultim drept moral, retractarea operii, un drept discreționar exclusiv al autorului, care are această posibilitate de a retrage opera din circuitul comercial fără a explica motivele care au stat la baza acestei retractări. Evident că legea oferă o garanție în acest caz titularilor care au dobândit legal dreptul de a utiliza printr-o despăgubire care va fi achitată de autor.
și drepturile morale sau, altfel spus, dreptul autorului de a trage foloase materiale de pe urma utilizării operei sale. Evident că nu ăsta este scopul în sine a creației și nu este el cel mai important. Totuși, potrivit legislației în vigoare, doar autorul are drept exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei sale. El decide, o valorifică personal, transmite printr-un contract de cesiune licență drepturile patrimoniale asupra operei respective terților. Deci, dacă e să vorbim de clasificarea acestor drepturi, avem drepturi aferente reproducerii, cum sunt distribuirea, închirierea, demonstrarea, drepturi non-adiacente reproducerii, cum ar fi comunicarea publică, retransmisia, interpretarea, dreptul la transformarea operei, traducerile, adaptările, dar și dreptul la punerea operei la dispoziția publicului în regim interactiv. Aici aș vrea să mă opresc puțin la caracterile juridice a drepturilor patrimoniale. Deci acestea sunt niște drepturi exclusive legate de persoana autorului și sunt limitate în timp, spre deosebire de drepturile morale care sunt imprescriptibile. Vom vedea în continuare termenele pe durata cărora se protejează aceste drepturi. Regula generală ne vorbește despre faptul, deci am mai menționat acest lucru, drepturile morale fiind imprescriptibile și se protejează pe un termen nelimitat, iar drepturile patrimoniale se protejează pe toată viața autorului plus 70 de ani după decesul autorului și avem aici câteva excepții. În cazul operei comune, deci opera va fi protejată 70 de ani de la decesul ultimului dintre coautori. Deci în cazul operei anonime sau pseudonime se va publica această, se va proteja această drepturile patrimoniale 70 de ani de la publicarea acestei opere și 30 de ani de la publicare vor fi protejate publicațiile critice sau științifice a operei intrate în domeniul public. Deci ce se întâmplă cu drepturile sau cu opera după ce aceasta expiră termenul de protecție? Această operă intră în domeniul public, drepturile patrimoniale se sting și nu se plătește remunerația de autor în aceste cazuri, respectiv opera poate fi utilizată fără acordul titularului de drepturi. Totodată, operele morale rămân imprescriptibile și vor fi respectate și protejate ca atare. Un moment foarte important este să înțelegem această instituție a excepțiilor și limitărilor. Da? De fapt, această instituție reprezintă acel echilibru între dreptul de autor și interesul publicului larg de a se familiariza cu aceste opere. Excepțiile presupun utilizările libere și este cazul când este un drept prevăzut de lege, dar el nu se aplică în anumite cazuri, adică nu impune nici acordul autorului și nu prevede nici plata remunerației de autor. Și avem limitările. În cazul în care dreptul, deși este în vigoare, el se reduce într-un anumit aspect și se restrânge doar la dreptul autorului la plata acelei remunerații de autor. Avem câteva criterii generale de aplicare acestor excepții și limitări și înțelegerea de către dumneavoastră acestor excepții vă permite în continuare să evitați acele forme de încălcare sau plagiere sau alte forme de valorificare fără, neavând acordul titularului de drepturi. Deci, excepțiile și limitările pot fi aplicate numai în cazul în care acestea nu contravin valorificării normale a operelor și dacă nu prejudicează interesele legitime ale autorilor. Și aveți în partea dreaptă a slide-ului reproducerile, da, sau caricați sub incidența limitărilor sau și excepțiilor, altor excepții.
Haideți să vedem cum definește legislația actuală reproducerea. Reproducerea operilor este realizarea unui sau mai multe exemplare ale unei opere sau ale unui obiect al drepturilor conexe, fie direct, indirect, temporar sau permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în scopul de imprimare, stocare a acestor opere. Reproducerea temporară, care vă spuneam că se permite fără consimțământ și fără plata remunerației de autor, are la fel reglementate niște condiții în care poate fi aplicată când actele de reproducere sunt tranzitorii și ocazionale și urmăresc scop de a facilita, transmite utilizarea și nu au o semnificație economică de sine stătătoare. La fel, copia privată, care se permite fără consimțământul autorului titularului, dar cu plata remunerației compensatorii, la fel are niște condiții ca opera să fie publicată legal, ca reproducerea să fie făcută de o persoană fizică exclusiv pentru uzul personal și să nu urmărească obținerea avantajului comercial. Acest drept la remunerație compensatorie poate fi exercitat exclusiv prin intermediul organizațiilor gestiunii colective și, de fapt, aceste remunerații se achită de către importatorii sporturilor pe care se pot face asemenea copii. Reproducerea reprografică a copiei exacte a originalului operei scrise, grafice, dimensiune naturală, mărită sau micșorată prin fotocopiere sau prin oricare alte mijloace tehnice, deci la fel se realizează fără consimțământul autorului titularului de drepturi, fără plata remunerației de autor, cu indicarea numelui autorului și a sursei de împrumut și în măsura justificată de scopul urmărit, caracteristică bibliotecilor, arhivelor, instituțiilor de învățământ pentru reproducerea unor articole aparte, a operelor cu volum mic, în scop de studiu, cercetare. În toate celelalte cazuri, reproducerea se permite fără consimțământul autorului, dar cu plata remunerației compensatorii, care la fel se exercită doar prin intermediul organismelor de gestiune colectivă. Aici aș vrea să ne oprim puțin la celelalte excepții, deci reglementate de legea dreptului de autor și în special utilizarea citatelor, utilizarea operelor ca material ilustrativ în scopuri didactice, științifice, utilizarea discursurilor politice, a prelegerilor publice. Și o să începem cu utilizarea citatelor. Legea permite această excepție, da, de la dreptul de autor, doar că cu respectarea anumitor condiții. Proporțiile reduse, da, deci opera publicată legal poate fi citată, dar cu scopurile de cercetare, de critică, cu indicarea sursei și a numelui autorului. Și dacă în legea anterioară a dreptului de autor era specificat expres deci limita permisivă a acestor citate, da, iată, la proză până la 300 de cuvinte în fiecare fragment, dar nu mai mult de o coală de autor, la poezie până la 40 de versuri, deci cu condiția ca fragmentul să nu constituie mai mult de o pătrime din opera de versuri citată. Actualmente, legea la dreptul de autor nu stabilește careva limite a citatelor, respectiv noi trebuie să le încadrăm în acele condiții de valorificare, neprejudicierea dreptului autorului și scopurile urmărite. Utilizarea operilor ca material ilustrativ în scopuri didactice. La fel se permite doar cu indicarea sursei, a numelui autorului, la fel realizată în măsura justificată de atingerea scopului de a instrui, de a educa, da, pentru captarea atenției elevilor, studenților, pentru dezvoltarea capacităților de învățare. Utilizarea prelegerilor publice, a discursurilor, extraselor din prelegeri publice, la fel trebuie să fie în măsura justificată de scopul urmărit, de aceste, scopul acesta de informare, la fel cu condiția să fie indicată sursa și numele autorului.
Piraterie, contrafacere, plagiat, copie, past, cred că sunt termeni care sunt tot mai frecvent auziți și utilizați, nu doar în mediul academic, dar și în toate sferele de activitate. Deci, plagiatul și încălcarea dreptului de autor se suprapun considerabil, aș spune eu, totuși ele trebuie să fie percepute și privite ca concepte diferite, distincte, da? Multe tipuri de plagiat nu constituie încălcarea drepturilor de autor, deși în mediul academic acestea ar putea fi sancționate, da, sub aspectul plagiatului. Deci, dacă noi avem încălcarea dreptului de autor instituită expres prin reglementări legale, atunci nu o să găsiți nicăieri mecanismul răspunderii, nici în, mă refer la legislația din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, nu o să găsim nicăieri o definiție propriu-zisă a plagiatului. Și haideți să vedem cum definește legea dreptului de autor încălcarea dreptului de autor, a dreptului conexe și a altor drepturi, inclusiv a dreptului la paternitatea operii. Deci orice valorificare a obiectelor deci se consideră nelegitimă dacă are loc cu încălcarea acestor drepturi. Iar dacă mergem la definiția valorificării, atunci aceasta presupune orice acțiune care ține de utilizarea sub orice formă și orice mod a obiectelor dreptului de autor și deci care sunt protejate în conformitate cu prezenta lege. În general, deci o operă protejată prin dreptul de autor, inclusiv operele științifice, pot fi utilizate atât timp cât această utilizare se face cu acordul titularului de drepturi, cu acordul autorului și multe acte de utilizare a operei, fie că este vorba de realizarea unei copii, de transmiterea copiei respective altei persoane, de încărcarea acestei pe internet, modificarea pentru a arăta alte persoane, pot constitui, de fapt, încălcări ale dreptului de autor și se pedepsesc conform legii. Pe când, cum vă spuneam, plagiatul nu este reglementat de legislație, o să găsim definiții ca copiere în tot sau în parte a operilor cumva, prezentându-le drept creații personale. Așa cum a vorbit și antevorbitorul, mai mult ține de acest furt academic, furt literar, artistic, științific, imitarea, prin imitarea limbajelor, ideilor, gândurilor altui autor și prezentarea acestora ca fiind lucrare proprie sau prezentarea ca fiind munca proprie a cuiva, cuvintelor, ideilor, argumentelor, deci fără a face trimitere la sursă, fără a face trimitere la referințele bibliografice corespunzătoare. Așa cum spuneam, orice utilizare a unui obiect protejat prin dreptul de autor este legală atâta timp cât aceasta se face cu acordul titularului de drepturi. Unde nu există o astfel de autorizare, utilizarea este pasibilă de răspundere atât civilă, contravențională, cât și penală. Cum evităm, antevorbitorul deja s-a referit la multe aspecte ce țin de evitarea și utilizarea corectă a surselor, a citatelor în propriile studii, deci asigurarea raportului dintre contribuția personală și cercetarea documentară sau sursele de inspirație din care ne inspirăm. La fel indicăm sursa pentru imagini, grafice, tabele și așa mai departe, care nu ne aparțin iarăși, cu respectarea normelor de redactare
a referințelor și termenilor bibliografici. Iarăși, un termen contrafacere, un termen la fel de cunoscut, caracteristic mai mult drepturilor de proprietate industrială, totodată avem și în dreptul de autor, deci reglementată reproducerea sau distribuirea exemplarelor de opere protejate prin dreptul de autor. Și cum spuneam, titularului, autorului unei opere sunt puse la dispoziție o serie de mijloace, pârghii și este asigurat un cadru instituțional și legal de a-și asigura respectarea acestor drepturi în eventualitatea în care acestea sunt încălcate prin mijloace civile, contravenționale și penale. Și atunci, deci dacă s-a ajuns totuși în situația încălcării unui drept de proprietate intelectuală, titularul poate să solicite stabilirea dreptului încălcat prin intermediul instanțelor judecătorești, poate solicita recuperarea pierderilor, inclusiv a beneficiului ratat, a prejudiciului moral și așa mai departe. Și, cum spuneam, însușirea paternității și constrângerea la copaternitate, care pare a fi încadrarea juridică, deci a plagiatului, de fapt, se pedepsește atât prin răspundere și atrage atât răspunderea contravențională, cât și răspunderea penală. Voi finisa cu teza utilizată de către toți colegii mei din AGP: respectarea dreptului de proprietate intelectuală duce la progres economic, de aceea vă îndemnăm să fim atenți la preluări, la citate, la utilizarea operelor care nu ne aparțin, să ne asigurăm de faptul că avem acordul acelui autor, acelui titular, în cazul care dorim să preluăm careva idei, texte. Vă mulțumesc pentru atenție și cu scuzele de rigoare pentru depășirea termenului, dar tematica este atât de largă că eu am vrut să înglobez toate aspectele, ca nu cumva să rămână ceva neprecăutat. O să închei aici prezentarea mea și cu mare drag o să ofer platforma următorului vorbitor, doamnei Irina Lucan Arjoca, care este expert senior de proiectul Uniunii Europene Suport pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, coordonarea punerii în aplicare a acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală, care ne va vorbi despre abordarea plagiatului și a dreptului de autor în România. Irina, aveți microfonul virtual. Bună ziua, mă aud? Da, vă auzim. Bună ziua, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mărturisesc că îmi face o deosebită plăcere să vă prezint experiența României în ceea ce privește plagiatul și dreptul de autor. Recunosc că în prezentarea mea voi acorda o atenție specială dreptului de autor, fiind un domeniu în care lucrez de aproape 20 de ani, un domeniu care mi este foarte drag. Din start vă spun că voi depăși termenul alocat, așa încât îmi cer scuze pentru acest lucru, însă cred că numărul mare de participanți arată interesul pentru acest subiect, în opinia mea, destul de delicat și puțin cunoscut, deși atât de răspândit în ambele țări. Bun. Prezentarea mea va avea în... Vedeți bine slideshow-ul? Bun, mulțumesc. Prezentarea mea se va axa pe patru teme principale. În primul rând, în România și cred că în majoritatea statelor,
Plagiatul generează scandal politic. Al doilea subiect va avea în prim plan plagiatul asemănări și deosebiri față de dreptul de autor. Voi avea câteva cazuri cu jurisprudența din România în materie și, bineînțeles, concluziile de final. Așa cum spuneți, domnul Cuciureanu, întotdeauna personalitățile politice sunt în vizorul opiniei publice, mai ales atunci când CV-urile acestora abundă în titluri și în studii pe care poate niște profesori cu experiență în domeniu se întreabă când au avut timp fizic să le și facă. Și atunci primul caz de răsunet în România a fost cel al Ministrului Sănătății din perioada 2002-2003. Îmi amintesc că a fost și o expertiză efectuată la acea vreme de experții Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu privire la lucrarea în care erau preluate anumite ghiduri medicale din Statele Unite ale Americii. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a retras titlul de doctor. De fapt, s-a pus problema retragerii titlurilor obținute. După acest scandal mediatic, în primul rând, era primul din seria multelor scandaluri care urmau să aibă în prim plan personalități politice, domnul a demisionat, însă a dat în judecată Universitatea Carol Davila, câștigând în instanță și obținând păstrarea titlului acordat anterior, însă nu pentru lucrarea care făcea obiectul plagiatul. Un alt caz demn de menționat, unde, mă rog, dimensiunile acestui fenomen de copy-paste au fost semnificative, este cel al domnului Mang, care a demisionat după o săptămână de la numirea în funcția de ministru al educației, având în vedere plagiatul în care era implicat, ca să spun așa. Și bineînțeles, cum a menționat anterior domnul Cuciureanu, cazul bine cunoscut al premierului României, Victor Ponta, căruia i-a fost retras prin decizia CNATCU, titlul de doctor conferit anterior în baza unei lucrări în care s-a dovedit a prelua texte din alte lucrări fără a respecta normele de bună conduită în cercetare și în procesul de educare. În continuare, voi trece la a doua parte, a doua temă principală a prezentării mele, și anume plagiatul și dreptul de autor văzute în oglindă. În România, într-adevăr, reglementarea juridică este diferită. Și atunci când avem în discuție plagiatul, în primul rând ne referim la legea 206 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, care se completează cu dispozițiile legii educației naționale, la fel cu dispozițiile legii 319 din 2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare și, nu în ultimul rând, de hotărârea de guvern care stabilește codul studiilor universitare de doctorat. Toate aceste legi și această hotărâre de guvern au fost modificate, completate de-a lungul anilor.
În comparație, atunci când vorbim de dreptul de autor, avem în vedere, în principal, legea 8/96, care reglementează dreptul de autor și drepturile conexe. Sigur, nu voi face referire la dispozițiile din codul civil, codul fiscal, care reglementează anumite aspecte legate de dreptul de autor. Bine, bine, mă veți întreba ce anume reglementează legea 206. Primul aspect sunt acelea vizate a fi normele de bună conduită în activitatea de cercetare și dezvoltare. Și articolul 2 enumeră activitățile în care este necesară această respectare a unei bune conduite. Activități științifice, de comunicare, de popularizare științifică, inclusiv cele care vizează proiectele cu finanțare în mod special din fonduri publice, activități de evaluare și monitorizare a personalului din domeniul dezvoltării și cercetării, de evaluare a persoanelor care au obținut grade, funcții, premii, distincții, sporuri sau atestate și certificate în această activitate. În al doilea rând, sunt vizate funcțiile de conducere, evaluarea de fapt a funcțiilor de conducere în activitatea de cercetare și dezvoltare și, nu în ultimul rând, respectarea ființei și a demnității umane și protecția animalelor pentru a nu suferi și a fi expuse unor tratamente care provoacă dureri. Din normele de bună conduită prezentate anterior, cele care vizează activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică sunt foarte importante pentru noi. De ce? Pentru că au legătură directă cu plagiatul și autoplagiatul. În legea 206, plagiatul și autoplagiatul sunt niște abateri de la aceste norme, în cazul în care nu constituie infracțiuni, spune textul de lege, sunt abateri alături de cele pe care le-am menționat anterior, respectiv includerea în lista autorilor a unor autori care nu au contribuit semnificativ la acea lucrare sau eliminarea cu autorilor care au contribuit semnificativ la această publicație. De asemenea, includerea în lista acestor autori a unor persoane fără a avea acordul acesteia sau publicarea și diseminarea neautorizată de rezultate, ipoteze, teorii, metode științifice nepublicate. Mergând mai departe, foarte important este codul studiilor universitare de doctorat. De ce? Pentru că, în primul rând, atunci când începem să desfășurăm o activitate, este foarte bine să cunoaștem parametrii în care putem să activăm ce este permis, ce nu este permis și în ce condiții am putea să facem anumite acțiuni în mod special legate de cercetare și de cercetare-dezvoltare. În primul rând, este foarte important ca regulamentul școlii doctorale să reglementeze modalitățile de prevenire a fraudei academice, sigur, plagiatul fiind enumerat distinct în textul legal de fiecare dată. Școala doctorală este obligată, la fel ca și coordonatorul lucrării, să informeze studentul despre necesitatea respectării acestor norme de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Și mai important este faptul că studentul și doctorandul și coordonatorul vor răspunde împreună pentru eventualele fraude academice sau pentru orice abateri de la buna conduită în cercetarea științifică. Textul de lege, mergând, textul hotărârii de guvern, mergând mai departe, și menționând faptul că în evaluarea unei lucrări, acordul
coordonatorului și al comisiei nu va fi obținut pentru susținerea publică a tezei de doctorat atunci când există date sau sunt identificate cazuri de plagiat cu privire la rezultatul sau publicațiile incluse. Mai departe, dacă un membru al comisiei de evaluare observă pe perioada evaluării tezei anterior susținerii sau în cadrul acesteia că există suspiciunea comiterii unor asemenea abateri, și când spun aceste abateri, de fiecare dată este inclus și plagiatul, să sesizeze Comisia de Etică din Unitatea de Învățământ Superior în care activează respectivul cadru didactic, dar în care activează și studentul doctorand, pentru a analiza și soluționa respectivul caz, luând în considerare exmatricularea studentului, și de asemenea să notifice aceste abateri, propunând acordarea calificativului nesatisfăcător. Este foarte important acest calificativ în condițiile în care codul studiilor universitare enumeră toate calificativele pe care comisia respectivă de evaluare le poate acorda studentului. Revenind la noțiunea de bază, aceea a plagiatului, am enumerat definițiile regăsite în cadrul normativ pe care l-am enumerat anterior, respectiv faptul că este o abatere în activitatea de comunicare și popularizare științifică. Definiția plagiatului este strict reglementată în legea 206 și voi arăta pe parcurs faptul că în cuprinsul legii dreptului de autor nu se regăsește acest termen, ca atare nu este inclusă o definiție pentru plagiat. Mai departe, în legea educației naționale este considerat o abatere gravă, iar în hotărârea care de guvern care reglementează codul în activitatea celor care desfășoară doctoratul este alăturată sau este asimilată acestei fraude academice. În egală măsură și autoplagiatul este o abatere la activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, diferența dintre cele două definiții fiind aceea că, în primul caz, expunerea textelor, a expresiilor preluate în lucrarea scrisă aparțin unor alți autori decât cel care redactează respectiva lucrare, în timp ce în cazul autoplagiatului textele sau expresiile, demonstrațiile, rezultatele aparțin aceluiași autor. În oglindă avem plagiatul și dreptul de autor în reglementarea în vigoare în România. Așa cum spuneam, plagiatul este o abatere pentru care există sancțiuni disciplinare, atât în legea 206, cât și în legea educației naționale, în timp ce dreptul de autor are o reglementare specifică, este vorba despre o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală. Definiția plagiatului am enumerat-o din nou. De ce? Pentru a vedea că expunerea are ca scop prezentarea unor idei, a unor demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate sau metode științifice, care, din perspectiva dreptului de autor, nu beneficiază de protecție legală. Este foarte important să comparăm cele două texte pentru a identifica ce poate fi protejat prin drept de autor și ce nu face obiectul acestei protecții. Mai departe, abaterea specifică activității de cercetare și dezvoltare
este, să zic așa, săvârșită de persoane care au anumite calități, îndeplinesc condiții speciale de studii, de cele mai multe ori superioare, și își desfășoară activitatea în domeniul cercetării și dezvoltării. Din punctul de vedere al drepturilor de autor, autorul nu trebuie să aibă studii speciale pentru a deveni autor. Artistul interpret nu trebuie să aibă, dacă extrapolez și mă duc pe parte de drepturi conexe, nu îți este condiționată calitatea de autor sau de artist interpret de obținerea unor studii, a unor calificări speciale. Ceea ce este extrem de important este talentul. Cel mai frecvent dau acest exemplu. Am compozitor de operă muzicală, chiar simfonică, aș pune în prim plan, și am compozitor de manele. Sigur că se vehiculează teoriile cum că cei mai mulți compozitori se ajută de softuri speciale pentru a crea o linie melodică pe baza căreia mai adaugă ceva floricele, ceva accente, acorduri suplimentare și iată piesa. Din punctul de vedere al dreptului de autor, valoarea respectivei opere muzicale nu este condiționată de studiile pe care le au cei doi compozitori. Cel de muzică clasică poate să fie absolvent de conservator, în timp ce autorul unei manele, de cele mai multe ori, nu are studii de specialitate certificate de o instituție de învățământ. Ce dă valoare, din punctul de vedere al dreptului de autor, este utilizarea de către publicul larg. Sigur, este regretabil că manelele au, știu eu, priză la public în detrimentul muzicii clasice, însă cu cât utilizarea este mai mare, cu atât remunerațiile cuvenite autorilor vor fi pe măsură. Deci, manelele sunt utilizate, vor genera remunerații, independent de calificarea pe care o au compozitorii și interpreții acestora. Muzica clasică este destinată, este apreciată și utilizată într-o proporție mai mică, din păcate. Însă nu noi reglăm piața, astea sunt realitățile și de asta ține cont și dreptul de autor. Deci, ca atare, nu are relevanță pregătirea pe care o au autorii din punctul de vedere al drepturilor de autor. Spuneam că, în ceea ce privește plagiatul, aceste activități de cercetare și dezvoltare sunt realizate de categoriile de personal enumerate în legea 319, respectiv personal de cercetare, dezvoltare, cadre didactice, personal auxiliar sau personal din aparatul funcțional. Aceștia au două obligații prevăzute tot în lege, de a respecta etica și deontologia activității de cercetare, dezvoltare și, evident, de a respecta drepturile de proprietate intelectuale. Nu mă refer aici numai la dreptul de autor, ci și la drepturile de proprietate industrială, vorbim de mărci, de desene industriale și așa mai departe. Bun. De cele mai multe ori, toate lucrările de cercetare pe care le redactează sau le desfășoară personalul anterior amintit, trebuie să fie finalizate. Din punctul de vedere al dreptului de autor, protecția legală este conferită fără a fi necesară o procedură specială de înregistrare, cum ar fi în cazul mărcilor sau al brevetelor de invenție, opera fiind publicată chiar neterminată. Opera beneficiază de protecție independent de modul sau de forma de exprimare, de valoare și destinația ei. Este ceea ce am explicat anterior în ceea ce privește comparația între
muzică clasică și manele. Mergând mai departe, întotdeauna activitatea de cercetare și dezvoltare presupune parcurgerea unor lucrări anterioare, pentru că, sigur, toți am fost studenți, elevi și exista renumitul slogan, să zic, o carte se face din altă carte. Bun, acum depinde și cum se face din altă carte, pentru că nu poți, din punctul meu de vedere, să emiți niște judecăți de valoare atâta timp cât nu ai studiat domeniul, atâta timp cât nu cunoști niște norme de referință în domeniul respectiv, pentru a putea să faci niște observații pertinente în raport de ceea ce ai studiat anterior. Aici, practic, se vede diferența de abordare, plusul de idei, creativitatea și valoarea documentară a lucrării care face obiectul doctoratului sau a programelor de formare continuă, de fapt, a tuturor activităților care sunt enumerate în lege ca făcând parte din perfecționarea profesională a personalului de cercetare-dezvoltare. Din punctul de vedere al drepturilor de autor, necesitatea asigurării accesului la educație a fost luată în considerare și astfel au fost create anumite limite și excepții ale dreptului de autor, care permit anumite utilizări destinate exclusiv învățământului. În legea din România, ele vizează scurte citate în scop de comentariu, critică sau analiză, dar sigur în măsura justificată de întinderea citatului, scurte articole sau extrase numai în scop de învățământ, asigurate în cadrul publicațiilor, emisiunilor de radio și TV, înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum și în cazul reproducerilor specifice pentru instituțiile de învățământ și ocrotire socială. Foarte important, se permite reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea de opere, deci o operă, când mă raportez la o operă și nu am un scurt citat sau un fragment, da, deci am de opere, pot să iau în considerare utilizarea unei întregi poezii. Aici, când mă refer la întinderea citatului, sigur că pot avea în vedere Luceafărul lui Eminescu cu 99 de strofe sau o poezie modernă, fără rimă, care are 6 versuri, nici măcar nu are 2 strofe. Pentru analiză și comentariu, rămâne de discutat ce înseamnă întinderea citatului. Pentru că aici voi utiliza întreaga operă. Dacă poezia are 6 versuri, nu cred că voi putea să citez un singur vers pentru a da explicații despre intenția poetului atunci când voi analiza sau voi supune discuției respectivul autor cu respectiva poezie. În reglementarea privind plagiatul, expunerea teoriilor, tezelor în lucrarea, să spunem, autorului lucrării de doctorat, trebuie să fie făcută cu menționarea pasajelor preluate din alte lucrări și cu trimiterea la sursele originale, indicând, sigur, numele, titlul cărții, pagina, aspecte deja cunoscute de dumneavoastră. În legea dreptului de autor, aceste utilizări destinate exclusiv învățământului și nu numai, vizează opere aduse anterior la cunoștința publicului, a căror utilizare este permisă în ce condiții? Fără consimțământul autorului, fără plata unei remunerații, cu îndeplinirea acelui principiu al celor 3 pași, să fie conforme bunelor uzanțe,
să nu prejudicieze autorul și să nu afecteze exploatarea normală a operei. Totodată este necesară condiția menționării sursei și a numelui autorului. Asta numai dacă acest lucru nu se dovedește a fi imposibil, iar în cazul operelor de artă plastică, fotografică sau de arhitectură, este necesară menționarea locului unde se găsește originalul acelei opere. În egală măsură, atunci când vorbesc despre necesitatea menționării numelui autorului, tot timpul voi avea în vedere drepturile morale ale autorului, despre care doamna Popescu a vorbit anterior și v-a spus că sunt imprescriptibile și în Moldova și în România. Printre acestea, relevant în cazul de față, este dreptul de recunoaștere a calității de autor. Totodată, nu voi mai insista, știu că Rodica a spus, autorii au posibilitatea, conform legii dreptului de autor, de a face mențiuni exprese despre acest lucru, menționate conform uzanțelor. În România există mai multe consilii naționale privind etica academică. Consiliul Național de Etică are o denumire cu mult mai lungă, am pus prescurtarea, Consiliul Național de Atestare a Diplomelor și Certificatelor Universitare și Consiliul de Etică și Management Universitar, fiecare cu reglementare proprie, sunt niște organe consultative, fără personalitate juridică, care au un număr stabilit expres prin ordine ale Ministrului Educației cu privire la numărul membrilor, întinderea mandatului și atribuțiile care le revin. Spuneam mai devreme că plagiatul este o abatere de la normele de bună conduită în cercetare și dezvoltare, iar sancționarea lor poate fi dispusă fie de comisiile de etică existente la nivelul unităților de învățământ în care are loc respectiva activitate, sau de Consiliul Național de Etică. Aici am enumerat sancțiunile pe care le pot dispune rectorii sau decanii universităților, instituțiilor de învățământ în care are loc respectiva activitate, acestea fiind diferențiate în funcție de personalul didactic și de studenții sau studenții doctoranzi cu privire la activitatea desfășurată. În următorul slide am enumerat sancțiunile care pot fi dispuse de Consiliul Național de Etică. Acestea sunt niște sancțiuni cu o reglementare strictă, însă care nu, nevorbind despre un grad de vinovăție precum cel expres menționat și necesar în cadrul dreptului de autor, unde orice încălcare cu privire la însușirea calității de autor este din start analizată și îi este conferită un grad mai mare de vinovăție, ca atare sancțiunea în ceea ce privește dreptul de autor va fi mai mare și am spus anterior, am în vedere închisoarea sau amenda penală. Din cazurile, să spun, cu renume în ceea ce privește plagiatul în România, unul destul de recent, dar care întrunește condițiile infracțiunii din legea 8, este cel în care jurnalistul Gheorghe Stanca a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea, sigur cu suspendare, pentru o perioadă de un an. Toate articolele de presă vorbesc de plagiat, impropriu asociat infracțiunii prevăzute de legea 8 din 96,
ce s-a întâmplat mai exact. Am citat exact din articolul pe care puteți să-l consultați din publicația Curentul. Potrivit rechizitorului, Gheorghe Stanca, sub pseudonimul Ghenadi Strungar, a preluat o traducere anterioară a textului lui Tolstoi, o traducere realizată de Gianina Ianoși, pe care și-a atribuit-o ca autor, a cesionat-o editurii și, bineînțeles, a obținut remunerații în urma acestei cesiuni prin publicarea cărților și distribuirea acestora. Este un exemplu clasic de infracțiune stabilită de legea 8 din 1996, deci nu este plagiat, este o încălcare a dreptului de autor prin însușirea calității de autor cu privire la o operă pe care nu ai realizat-o. Un alt caz este cel al fostului decan al Facultății de Drept din Galați, care a fost condamnat la pedeapsa cu amendă. Au fost stabilite 200 de zile de amendă și despăgubire, așa cum puteți să citiți, am citat din articolul pe care îl puteți consulta la linkul de mai jos. În final, voi vorbi de jurisprudența pe care eu o consider relevant atunci când vorbesc de drept de autor și plagiat și nu numai. Tot timpul cei care critică abordarea de tip nu, plagiatul este încălcarea dreptului de autor, nu mai faceți referire la preluarea textelor juridice sau administrative sau de altă natură atunci când aveți în vedere procentajul textului similar sau al textului supus analizei și care ar fi similar cu cel preluat într-o serie de teze de doctorat sau lucrări de specialitate. Și atunci m-am gândit că cel mai bine ar fi să fac referire la opere folclorice. Este un caz foarte drag mie, pentru că a stabilit, spun eu într-o manieră exemplară, cum poate fi stabilită protecția operelor muzicale cu origine folclorică. Sunt două melodii extrem de ascultate în România, cred că și în Republica Moldova, când eram tânăr fecior și pușca și cureaua lată. Reclamantul a solicitat recunoașterea încălcării drepturilor care îi revin asupra operei Când eram tânăr fecior, spunând că a înregistrat respectiva operă în repertoriul organismului de gestiune UCMR ADA și în același timp a înregistrat această fonogramă, deci nu mai vorbesc de compoziție muzicală, deja fonogramă, în Registrul Național al Fonogramelor administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Părâtul nu își declarase calitatea de autor al operei Pușca și Cureaua Lată, dar înscrisese această fonogramă pe baza contractelor pe care le avea în Registrul Național al Fonogramelor. Fondul acestei cauze a fost judecat la Tribunalul Cluj, care a reținut în mod corect faptul că înregistrările în Registrul Național al Fonogramelor nu au nicio valoare și nicio relevanță juridică în speța dedusă judecății. De ce? Pentru că ele nu sunt constitutive de drepturi. Cum spuneam, nu este necesară o înregistrare a operelor pentru a beneficia de drept de autor, însă, pentru dovedirea calității de autor a respective opere, sunt luate în calcul orice mijloace de probă.
Când spun orice mijloace de probă, voi avea în vedere inclusiv înregistrarea în repertoriul organismelor de gestiune colectivă, tot soiul de înregistrări, precum cele de la Registrul Național al Fonogramelor. Înainte, în alte mijloace de probă, era des utilizat transmiterea respectivului scenariu de către autor pe propria adresă pentru a avea data poștei. În momentul de față mai pot fi utilizate ca alte mijloace de probă, știu eu, darea de dată certă la notar cu privire la și o declarație pe proprie răspundere cu privire la calitatea de autor asupra unei opere, dată certă care de altfel poate fi dată și de orice avocat. Mergând mai departe, judecătorii au solicitat administrarea de probe și de informații de la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu și au observat că toate aceste, cele două piese sunt opere de inspirație folclorică, ca atare nu sunt originale și nu pot fi protejate sau nu pot beneficia de protecție în ceea ce privește dreptul de autor. Da, cei doi artiști, atât reclamantul cât și părâtul, erau artiști interpreți, da, aveau drepturi morale cu privire la interpretare, nu la calitatea de autor, deci nu erau autorii pieselor, doar le interpretaseră, sigur, într-o manieră mai mult sau mai puțin fericită, și atunci erau titulari de drepturi conexe, în niciun caz de drepturi de autor. Ca atare a reținut instanța, nu se poate lua în considerare o încălcare a dreptului de autor, o încălcare a drepturilor morale sau patrimoniale, atâta timp cât cele două piese sunt opere de inspirație folclorică. Și aici mi s-a părut extrem de interesant ceea ce au spus cercetătorii de la Institutul de Etnografie și Folclor, cum că Pușca și Cureaua Lată a fost inițial un jurnal intitulat Pașca și Cureaua Lată, fiind vorba de un vânător care a primit o pușcă de la Carol al II-lea, o pușcă cu lunetă, fiind cunoscut în zonă ca un bun trăgător. Mai departe, cu studii de specialitate, cu legători de folclor și etnomuzicologi, au stabilit că este un cântec specific unei anumite zone din Transilvania, specificitate dată de ritmul, de măsura acestei compoziții muzicale. În egală măsură au spus că piesa Când eram tânăr fecior este o versiune care pornește tot de la opera preexistentă Pușca și Cureaua Lată, ambele considerate compoziții care au origine folclorică. Sigur că reclamantul a fost nemulțumit de soluția instanței de fond, a formulat apel și, din păcate, l-a pierdut și pe acesta, pentru că specialiștii de la instituția de învățământ din Cluj au reiterat originea folclorică a celor două piese cu, sigur, termenii de specialitate. Au comparat versurile, constatând că și ele au plecat de la textul inițial, însă sunt versiuni, adaptări ale textului, fiind, sigur, aduse, actualizate în directă legătură cu realitățile utilizării din acest moment, și că fapta părâților nu are un caracter ilicit, nefiind vorba despre o însușire a calității de autor asupra operei Când eram tânăr fecior, fără a cere acordul autorului inițiat. Deci nu putea să fie vorba despre o încălcare a dreptului de autor. Reclamantul a formulat și recurs. Recurs soldat cu aceeași soluție de respingere a acțiunii, și ceea ce
a fost demn de menționat este că reclamantul a folosit termenul plagiat, susținând că părății au uzurpat calitatea sa de autor, au reprodus textul și linia melodică, sigur parțial, au prezentat melodia publicului ca fiind o creație proprie, realizând, spune el mai departe, deci dacă nu era creație proprie, putea să fie o operă derivată, plecând de la opera sa, nu de la opera folclorică, astfel încât, susține reclamantul, plagierea textului este evidentă și roagă instanța de supremă să ia în considerare toate mijloacele de probă, inclusiv caietele care ar arăta că el este autorul acelui text. Instanța explică extrem de frumos faptul că folclorul nu poate fi protejat prin drept de autor, că nu îi poate fi atribuit, nu poate fi atribuită paternitatea asupra unei opere folclorice cu exactitate unei persoane anume. Opera folclorică fiind o operă creată, îmbunătățită, transmisă prin viu grai, care aparține unei comunități. Ca atare, fiind îmbunătățită continuu, transmisă continuu, nu va avea un termen de protecție strict stabilit care să meargă și pe sistemul recunoscut dreptului de autor, durata vieții autorului și 70 de ani de la decesul acestuia, că elementele de expresie culturală tradițională sunt protejate fiind incluse în patrimoniul cultural imaterial, astfel încât utilizarea acestor opere de inspirație folclorică este liberă și nimeni nu își poate aroga calitatea de autor asupra unei asemenea opere. Consultând repertoriul UCMR ADA, am observat că Maria Tănase are foarte puține opere înscrise în repertoriu sigur și preluate. Erau doar vreo 7 sau 8. Și astea, toate având la bază o adaptare, deci se pune în discuție protecția unei opere derivate. De ce? Pentru că toate cântecele interpretate, de asta spun, sunt foarte puține compoziții, sunt opere muzicale de inspirație folclorică care nu beneficiază de protecția recunoscută prin drept de autor sau drepturi conexe. Finalul este următorul. Plagiatul nu este reglementat în legea ce recunoaște și conferă protecție dreptului de autor și drepturilor conexe. Sunt chestiuni distincte care nu se elimină reciproc, au regimuri juridice care merg în paralel, însă orice confuzie între cele două noțiuni cred că trebuie să fie evitată. Este extrem de util atât din punctul de vedere al bunelor practici în activitatea de cercetare, dezvoltare, cât și în domeniul dreptului de autor. Respectarea și cunoașterea regulilor de citare și a regulilor de scriere academică. Și aș începe prin a spune că nu ar trebui să fie avute în vedere neapărat studiile din cadrul învățământului superior. Mă uit la fiul meu, este clasa 7. Pandemia a făcut ca tot procesul de învățământ să treacă din fizic în online. Nu vorbesc de calitatea actului de învățământ. Nu vorbesc. Ce mă sperie este că odată interesul este extrem de scăzut, iar materialele primite pe Google Meet sau pe toate platformele la care au acces elevii, conțin sau pe acele platforme primesc PowerPoint-uri făcute de profesori în care sunt preluate fără indicarea surselor autorului, poze, fragmente de text.
Deci, din start, practic, nu am cum să ajung la o cunoaștere a bunelor norme de cercetare și educare, atâta timp cât încă din gimnaziu eu pornesc cu acest, să spun, obicei în a prelua informații de pe internet, care sunt foarte ușor accesibile și pentru care mulți consideră că nu ar trebui nici măcar în acest caz să indice măcar un link, dacă nu numele autorului și cartea din care au preluat aceste informații. În România s-a încercat și se încearcă în continuare o conștientizare și o ridicare a nivelului conștientizării atât al profesorilor cât și al elevilor prin acel program Teaching IP, preluat și în Republica Moldova. Acest program, practic, propunea includerea unui curs opțional la nivelul liceelor, un curs dedicat acelor elevi și profesori pentru a îi responsabiliza cu privire la importanța drepturilor de proprietate intelectuală, pentru că programa include nu numai drepturi de autor, cât și drepturi de proprietate industrială, un accent deosebit fiind pus pe excepții, pe reguli de citare, pe indicarea sursei și a numelui autorului. De ce? Pentru că este foarte important în a recunoaște talentul și valoarea creației autorilor pe care ei îi citează. Și la un simplu exercițiu, mă uitam, le este dată o temă. Este din ce în ce mai greu să poată să facă o compunere originală. Li se dă o temă, tema e comună, fiecare lucrare a lor va beneficia de protecție pentru că forma și modul de exprimare dau originalitatea, da? Însă tendința este, hai să ne ajutăm de o sursă care ne e la îndemână. De aici cred că ar trebui puțin conștientizați și profesorii și părinții, elevii, nu mai spun, cu privire la importanța utilizării unor informații atât de accesibile, care de multe ori nu sunt dublu sau măcar verificate la o a doua consultare a unei alte surse. Sunt studii care arată că interesul cititorilor, al publicului larg, ca atare și al elevilor, rămâne cumva foarte scăzut și primul link pe care îl oferă motorul de căutare va fi singura sursă de informație din care nu numai că nu voi citi tot, ci voi citi numai titlul, care de cele mai multe ori titlul are o formulare departe de conținutul articolului, doar ca să crească atenția publicului printr-o știre bombă sau mai știu eu ce titlu care ar crește audiența publicului. Nu în ultimul rând, atunci când vorbim de analiza lucrărilor de doctorat, cred că utilizarea acestor softuri destinate comparării textelor este binevenită. Însă, și în aceste cazuri, factorul uman este decisiv. De ce? Pentru că am enumerat textele juridice, textele folclorice, orice alte texte care nu beneficiază de protecția dreptului de autor, și atunci simpla comparare care va genera în final un procent foarte mare de conținut similar se bazează pe niște date care cred că necesită o analiză umană suplimentară față de softul utilizat. În toamnă am fost chiar invitată la susținerea unei teze de doctorat în domeniul dreptului de autor. Nu sunt multe teze de doctorat în domeniul dreptului de autor și
Colega mea și autoarea lucrării spunea ce dificultăți a întâmpinat pe parcursul susținerii și redactării, de fapt redactării tezei de doctorat. De ce? Pentru că limbajul, mai ales în materie juridică, este specific. Și menționa în sensul ăsta termenul de organism de gestiune colectivă. Este un termen pe care nu ai cum să-l schimbi. Ăla e, organism de gestiune colectivă. Ei bine, existând în baza de date o altă teză de doctorat care avea ca obiect, sigur, tot dreptul de autor și gestiunea drepturilor de autor, deja, prin compararea textului apărea că, vă dați seama, procentul de text similar era foarte mare numai prin evidențierea acestei terminologii specifice. Cam asta este prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Îmi cer scuze încă o dată dacă am depășit timpul alocat și aștept orice întrebări și comentarii. Mulțumesc! Noi vă mulțumim foarte mult, doamna Irina Lucan-Arjoca, pentru prezentarea dumneavoastră captivantă și abordarea aceasta într-o paralelă destul de fină, aș spune eu, între plagiat ca și abatere din domeniul conduitei în cercetare și între încălcarea dreptului de autor ca și fapt sancționabilă penal sau, cum ați spus dumneavoastră, infracțiune. Deci, exemplele prezentate din jurisprudență care le-ați avut în slide-uri și relatate ulterior de presa din România, totuși, demonstrează încă o dată faptul că această confuzie dintre plagiat, încălcarea dreptului de autor persistă și respectiv necesitatea insistării pe deci, diferite seminare, studii, cercetări pe aceste probleme este la ordinea zilei și destul de actuală și în continuare. Ca și concluzii am desprins faptul că, de fapt, plagiatul este impropriu în legislațiile ce țin de drepturile de autor în ambele țări, atât în Republica Moldova cât și în România, și constituie în ambele țări abateri de la normele de conduită în cercetare sau fraude academice, cum mulți le numesc, da? Deci, considerăm că deci aceste abateri disciplinare, atât cum bine ați menționat, și cadrul normativ regulator specific cercetării, deci ele sunt absolut diferite de la un domeniu de cercetare la altul. Și atunci, careva norme care pot fi instituite pentru cercetări din domeniul economiei nu pot fi aplicabile, spre exemplu, cercetărilor din domeniul științei sau juridic sau altor sfere. Vă mulțumim încă o dată, stimați participanți. Acum permiteți-mi să deschidem runda de întrebări-răspunsuri. De aceea o să fim foarte bucuroși dacă o să începem a interacționa între noi. Deocamdată a fost doar prezentările. Așa, toți aveți posibilitatea, acum microfoanele sunt pornite, toți aveți posibilitatea de a adresa fie speakerilor individual, fie la general și atunci venim cu răspunsurile de rigoare. Vă rog mult! Așa, o să verific între timp chat-ul. Mulțumim raportorilor. Prezentările PPT vor fi disponibile pentru participanți. Cu siguranță puteți apela la echipa colegilor din AGP. O să fie transmise. Evenimentul propriu-zis este transmis și el live. Exprimăm recunoștința prezentatorilor. Am și primit deja răspunsul la multe întrebări, scrie doamna Natalia Mucerski.
cu privire la drept de autor și plagiat. Ne pare bine că am reușit în acest scurt timp să răspundem la întrebările dumneavoastră. Stimați participanți, dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați. Dacă nu, eu o să aduc mulțumirile de rigoare, în primul rând, organizatorilor acestui webinar. Bineînțeles, raportorilor care au avut informații actuale și de o importanță deosebită pe tematica plagiatului, încălcării drepturilor de autor, mecanismelor disponibile puse la dispoziția titularilor. Și vreau să cred că informațiile prezentate vă vor fi utile în activitatea dumneavoastră, indiferent de sfera în care activați. Acestea fiind spuse, vă dorim o zi bună, succes în continuare și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.